Luna plină în Fecioară pe 24 februarie 2024, luna de zăpadă. Vindecătoarea lună plină în Fecioară Pe 24 februarie 2024, luna plină, cunoscută și sub numele de luna zăpezii, va înfrumuseța cerul. Acest eveniment lunar are loc sub semnul Fecioarei. Luna plină de zăpadă din Fecioară ne încurajează să găsim un echilibru între responsabilitățile noastre zilnice și practicile spirituale. Ne servește ca o reamintire a conexiunii dintre lumesc și spiritual, invitându-ne să reflectăm asupra armoniei și atenției în agitația, forfota și rutina noastră zilnică. Cu această lună plină a fecioarei, accentul se pune pe conștientizarea faptului că corpurile noastre pământești acționează ca porți către conștiința superioară. Mai întâi trebuie să recunoaștem și să îmbrățișăm pe deplin experiența noastră umană pentru a ne înălța sinele spiritual. A merge fără corp nu este o opțiune, în schimb suntem chemați să interacționăm cu aspectele fizice ale existenței noastre. Conform astrologiei orientale, corpurile noastre nu sunt deteriorate, nu sunt obstacole în calea creșterii spirituale. Mai degrabă, ele servesc ca vase necesare pentru a accesa înțelepciunea mai înaltă și atemporală. Dezavantajul acestei energii este potențialul de creștere a ansietății, a gândirii excesive și a tendinței de a găsi defect în imperfecțiuni. Este important să fim conștienți de aceste tendințe și să nu ne pierdem într-o mare de griji că nu totul în viața noastră este grozav. Luna în ziua lunii pline se va afla într-un trigon armonios cu generosul Jupiter și în opoziție severă cu Mercur și Saturn în pești. Soarele se trezește prins între limitatorul Saturn și confuzul Mercur. O trăsătură strălucitoare caracteristică a acestei luni pline va fi careul luna, soarele, palas, care va necesita o anumită înțelepciune din partea noastră. Iar lipsa de înțelepciune va duce la înfrângere. În mitologie, palas sau Atena s-a născut ca adult, complet înarmat, din capul lui Zeus. Ea era zeița înțelepciunii. Oamenii au apelat la ea pentru sfaturi în rezolvarea diferitelor probleme. Legenda spune că ea a fost cea care l-a învățat pe Asclepius să-i vindece pe cei vii și să-i învie pe morți. Palas guvernează practicile medicale, dintre care un număr mare s-au dezvoltat după activarea asteroidului în 1973, precum și tehnicile psihoterapeutice. Palas este sinonimă cu zeița Atena, singura care poate rezista zeului războiului Ares. Ea este patroana amazoanelor și matriarhatului. În astrologie, aceasta este ipostaza feminină a planetei Marte, zeița războiului. Invincibilă în luptă, palas corespunde semnului berbecului și patronează înțelepciunea, negocierile pașnice și dezvoltarea culturii. Adică tema vindecării și a înțelepciunii feminine, respingerea acțiunilor impulsive este, de asemenea, vizibilă aici. Opoziția lunii pline față de Mercur sugerează un potențial remorcher între emoții și comunicare. Poate că avem tendința de a ne simți în conflict cu modul în care ne exprimăm sau îi interpretăm pe alții. În același timp, opoziția lunii pline față de satul adaugă un nivel de seriozitate și responsabilitate a evenimentelor care au loc în viață. Poate exista un sentiment al datoriei sau nevoia de a face față problemelor practice, ceea ce poate duce la un sentiment de responsabilitate grea. Este important să abordăm provocările cu o mentalitate realistă și cu dorința de a găsi soluții practice. Într-o notă mai pozitivă, Trigonul Jupiter aduce cunoștințe sporite, interes pentru alte culturi și optimism, încurajându-ne să profităm de oportunitățile deschise de creștere. Influența lui Jupiter insuflă încredere și deschide o perspectivă mai largă, ajutându-ne să depășim provocările cu o atitudine pozitivă. Aceasta va fi o perioadă bună pentru a duce la bun sfârșit lucrurile și, în special, pentru a lega capete neîntrerupte, a finaliza lucrările care ar fi trebuit să fie finalizate cu câteva luni în urmă. Rezistați impulsului de a amâna, luați o decizie și păstrați-o. O altă trăsătură cheie de caracter a lunii pline în fecioară va fi Mercur, care este acum în cădere, manifestând negativitate sofisticată în semnul peștilor. Asta înseamnă că în timpul unei luni pline în fecioară, unii oameni pot fi răutăcioși cu noi, mai ales dacă nu știm cum să formulăm critici constructive sau când să ne ținem gura cu tact. De asemenea, putem fi foarte duri cu noi înșine, în special prin supraanalizarea eșecurilor din trecut. Luna și soarele vor sta în opoziție exactă unul față de celălalt, în timp ce se vor porni pe axa zodiacală fecioară, pești. Luna va fi în Fecioară, iar Soarele va fi în Pești și ca parte a întregului nucleu planetar reprezentat de Mercur și Saturn, apropo, niciunul. Nici celălalt nu se simt confortabil în semnul peștilor și Mercur. În general, are aici un loc de cădere, iar exilul, prin urmare, zborul creierului și deversarea emoțională. Pierderea obiectivității și înțelegerii reciproce ne sunt garantate. Toate acestea sunt de înțeles, nu putem face fără stres în timpul lunii pline, dar cel mai important lucru este că există și un moment foarte plăcut în aceasta și se află în configurația cu lună plină, în vârful căreia va fi Jupiter, numit în astrologie Planeta Marii Fericiri. Dar, înainte de a ajunge la acest harceresc și de a primi darurile lui, este necesar să depășim opoziția lunii și a conjunției planetare Soare, Mercur, Saturn. La nivel personal trebuie în primul rând să depășim un conflict intrapersonal nerezolvat, un fel de criză internă, dacă bineînțeles există una. Dacă nu, atunci pur și simplu să ne aducem într-o stare de echilibru, să reconciliem mintea și sentimentele. Și de asemenea, este necesar să echilibrăm cele două fluxuri prin care cunoștințele și informațiile vin la noi. Vorbesc despre canalul rațional și irațional al percepției. Trebuie să ne controlăm pe noi înșine în această zi, deoarece pot exista multe emoții și motive pentru trezirea lor, și vor exista probleme reale cu autodisciplina și autocontrolul. Dacă nivelul nostru de înțelepciune și conștientizare este suficient de ridicat sau am dezvoltat capacitatea de a ne controla și de a ne gestiona perfect, atunci această zi se poate dovedi a fi foarte bună, de succes și productivă. În primul rând, Jupiter ne oferă tuturor optimism, spirit bun, activitate, încredere în noi înșine și în propriile noastre forțe. În al doilea rând, el este capabil să ne împlinească unele dintre visele, dorințele sau cel puțin să ne dea șansa de a le realiza. La un nivel mai larg, global, există posibilitatea de a crește fluxul de informații și știri. O mulțime de știri pot fi legate de afaceri externe, politică, economie și finanțe unele evenimente politice semnificative sunt posibile pe scena mondială. Există șansa ca aspirațiile oamenilor din unele state să fie auzite și chiar împlinite, dar aceasta este doar cea mai ideală opțiune. Din păcate, nu poate fi exclusă activitatea în rândul maselor, ceea ce riscă să ducă la martul burări și nemulțumiri, dar în alții oficiali vor găsi cel mai probabil o modalitate de a face față acestui lucru. În general, această lună plină servește ca o reamintire că o călătorie către stări superioare de spiritualitate începe cu o evaluare conștientă a resurselor corpului nostru fizic. Aceasta va fi o lună plină vindecătoare care va închide problemele de sănătate neplăcute pe termen lung pentru mulți oameni, datorită atitudinilor personale și cele mai serioase față de corpul lor fizic ca templu al sufletului. Deocamdată, lăsați-vă emoțiile deoparte și mergeți mai departe cu orice trebuie finalizat.